Vă salut, prieteni. Cred că este 5 fără ceva. Am venit cu alte intenții, am venit la o partidă de pește. Însă ce o să fac acum, o să eliberez niște albinuțe. Este un roi. Stupii am avut la socrul meu acasă, cutiile. Eu, după cum v-am spus, când i-am achiziționat, au avut ramele întregi, clădite, cei drept vechi. M-am ocupat ieri, am tăiat vreo 130 de rame. Le-am pregătit pentru topit. Și uimirea mea a fost că un roi de la cineva a venit la mine acolo și ca atare l-am și populat pe ăsta. Are un roi bunicel. Pe vreo 6-7 rame. Destul de bun. Da, fetițele ventilează. Sunt și ele aici. Da. Săptămâna trecută, acum 3 zile când am făcut ultima filmare, m-am uitat la stupul ăsta. Era într-adevăr foarte slăbuț. L-am unificat. I-am neavânmat, că i-am mai băgat niște rame cu muscă de la alții stup. L-am făcut destul de puternic acum. Aștept să-și dea drumul. Și acum mergem să vedem ce e pe baltă, dacă trage peștele. Ăsta l-am prins în cu colțare. Așa o să procedez cu toți, în prealabil. Pentru că s-ar putea să-i mai transport, să fie necesar să-i transport și mai... din cauza asta mai... să fie mai rezistenți, să aibă rezistență. Astea fiind spuse și asta e tot. Deci asta a fost uimirea mea, am venit cu intenția să mergem la pește și ieri am reușit să-l prind, m-am uitat la el, i-am găsit matca, deja a început să răsăcare polen, se pregăteau pentru puiet și asta a fost. Vă salut, o zi bună, numai bine!